Suntem Chris și Vlad și împreună vă urăm bun găsit la Cultur! Astăzi vă vom spune povestea unei pianiste geniale. Avea doar 12 ani atunci când la Viena îi se spunea micuța Mozart. Celebră în lume și anonimă în România, numele ei a început să fie cunoscut din anul 2012, după ce s-a stins din viață la doar 33 de ani. A adus glorie României în toată lumea și a fost întotdeauna mândră că este româncă. Dragilor, Mihaela Ursuleasă. Celebră în lume, dar puțin cunoscută în România, Mihaela Ursuleasă a fost considerată una dintre cele mai importante pianiste ale lumii. S-a născut la Brașov pe 27 septembrie 1978, într-o familie de muzicieni, iar la vârsta de 5 ani a început să studieze pianul împreună cu tatăl său, Ștefan Ursuleasă, care cânta jazz la pian. Copil fiind, l-a surprins când i-a cerut să descifreze o piesă a lui Tchaikovsky. Tatăl era un pianist de jazz foarte bun, un virtuos extraordinar. Noi aveam la Brașov o mică orchestră care cântam pentru delegații, pentru turiști, nu era o lăutărie, nu. Asta era cafe, concert, cum se cânta pe timpul, operetă, muzică clasică. Orchestra soțului meu era șef, era o orchestră foarte, foarte bună, adică cotată. Eu cântam și eu cu soțul meu pentru turiști, pentru delegații. Și după aceea, pe la 5 ani, tatăl ei s-a hotărât, ia să aducem noi o profesoară, se poate să facă și cu mine, dar e mult mai bine să aibă un profesor. Pentru că copilul când știe că e cu tata, e altceva, când știe că e cu profesorul, trebuie să vină, cum era atunci, tovarășa. Trebuie să vină tovarășa și atunci era totul în ordine, că pe timpul așa era, ea zicea. Das erste Mal, als ich es spielte, war ich 9 Jahre alt oder 10 Jahre alt. Und seitdem immer wieder. Das sind über 20 Jahre. Und ich denke, ja, was kann ich da noch neu machen? Gerade bei Mozart ist die Kontrolle wichtig. Es muss frisch klingen, es muss spontan klingen, aber nicht zu kitschig, nicht zu, man braucht guten Geschmack. Printr-o întâmplare care parcă prevestea destinul ei, primul care îi va remarca talentul a fost atașatul cultural al ambasadei Austriei la București. Era 7 ianuarie 1983, când părinții Mihaelei, Ștefan și Puica, erau convocați să cânte la predeal, la ziua de naștere a Elenei Ceaușescu. Ala era cabana partidului comunist. Deci el se ducea acolo cu toată echipa, soția, toți, băiatului, toți, la vacanță, cum se spune, de anul nou. Și atunci, noi fiind județul Brașov, aveam predealul sub, nu era tot în județul Brașov, se făcea dinainte, se știa că o să vină acolo, mai ales că venea ziua lui în ianuarie. Era 7 ianuarie, parcă era ziua lui doamna, lui soția, și pe 26 parcă era ziua lui de naștere. Și am mers acolo. Stând ca să așteptăm să mergem la ziua lui, ne-a pus jos în predeal, la undeva unde stăteam, la o sală, unde era și un pian. Sigur că am luat-o pe Mihaela cu noi, că amândoi eram și eu și soțul meu, și unde să o lăsăm, o luam cu noi la delegații de multe ori. Și acolo stătea ea și s-a dus, dacă o scrie pian, s-a dus să cânte acolo, la pian. Acolo, că știu că au fost și invitați și ambasadori și felul atunci de Ceaușescu în anul ăla, un ambasador al Austriei a auzit.
cine cântă la pian așa grozav? Și ăsta, șeful de protocol, îi spune, care era cu noi acolo, o fetiță de 8 ani. Cum? Cum să cânte cineva la 8 ani așa ceva? Glumiți dumneavoastră. Zice, nu, 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 este o fetiță, Mihaela, care... Da, care... Poftim? Da, Liszt, că e egal ce cânta ca un mare pianist. Și s-a dus să vadă cu ochiul lui, zice, Doamne, zice, așa ceva nu se poate. A rămas foarte impresionat de treaba asta. Impresionat de geniul Mihaelei, atașatul cultural i-a propus în acea seară lui Nicolae Ceaușescu să o lase pe Mihaela să studieze pianul la Viena. Acesta a refuzat, spunându-i că în România socialistă un copil are toate condițiile pentru a-și dezvolta talentul. În 1990, imediat după căderea comunismului, Mihaela a fost dusă de mama ei la Viena. A avut șansa să fie ascultată de celebrul dirijor Claudio Abbado, pe care l-a uimit cu talentul ei. Avea 12 ani. A plecat cu trenul, era iarnă. Da, am plecat Brașov. Cu trenul la audiție. Era chiar iarnă, zăpadă afară și după Revoluție, imediat, să-i zicem Revoluție, acum nu mai putem să zicem Revoluție, dar să-i zicem Revoluție. I-am cumpărat primii Adidas, că nu erau în România Adidas, și își dorea și iar Adidas. Și în tren, dormind la vagon de dormit, noaptea, i-a furat Adidas. Erau atunci în trenuri, umblau fel de fel. Când se trezește dimineața, unde s-a Adidas și nimic. Așa că ea a coborât pe peronul de la Viena cu pantofii de 40 și nu știu cât număr al conductorului. Că noi am început să țipăm acolo că n-are pantofi, cu ce coboară copilul din tren. Atunci conductorul zice, poftim, luați ăștia și formă când veniți că trebuie să plecăm înapoi cu trenul în România după audiție. După aia mi-i dați înapoi. Și ce compozitori îți plac? Și a zis, am Mozart, Beethoven și așa. Zice, bine, bravo, ia să-mi cânt și a cântat. Atunci atât, ia și ce mai cânt și ce mai cânt. A cântat atunci o oră, nu s-a despărțit de ea. De unde zicea că 10 minute, o oră nu s-a despărțit de Mihaela, maestru Claudio Abbado. Imediat după întâlnirea cu maestrul Abbado, a fost preluată de cel mai mare profesor de pian din Viena, Heinz Medimoreț, care păstrează și acum cu mare emoție amintirea primei întâlniri cu Mihaela. Yeah, she was a lovely person, of course, but when she came, she was, I think, 12 years old, and she came with her mother and with an Italian uncle who had introduced her to Mr. Abbado, yeah. And Abbado said, okay, immediately start studying piano correctly and don't play too many concerts and just concentrate on your studies. Yeah. And and she came to my class and just to play for me. And after 5 or 10 minutes, I got afraid. I really got frightened because she was so mature. As if somebody was sitting there who was 20 years old or 21 years old, whatever she played there. Micuța Mozart, așa cum toată Viena o alinta, devenise în scurt timp copilul minune în capitala muzicii. La doar 12 ani era studentă la Academia de Muzică din Viena și impresiona o lume întreagă. Cronicile care se scriau despre când cânta ea, spunea că e al doilea Mozart și așa cum și de mic copil. Dar ea nu se simțea, ea nu îi plăcea să vorbești despre ea. Era atât de modestă că și pe mine mă certa, nu mai vorbea atât de mine, că știi că mie nu-mi place. Of course, I said, yeah, you want to stay in, yes, stay in Vienna and study, only study. Okay, so I said, okay, you will pass the entrance exam, no problem. And then you come to my class. But in the evening, my wife was not in Vienna. I phoned her and I said, I heard this girl with 12 years from Romania. She's an extreme talent and I've never heard that before from a young student. So I don't
I don't know whether I should take her into the class if this will work. And my wife said, why? You will see. Just start and see. And it was so easy with her. It was no problem at all. And she learned so quickly. It was, you said, okay, how about Preludes and Fugue by Bach? So, yes, she said. Within 1 week, she studied one Prelude and Fugue by Bach by memory. And next one, and next one. Povestea când noi ne-am cunoscut și am avut bucuria să cânt împreună cu ea se întâmpla acum mulți ani de zile, înainte de Revoluție. Am urmărit evoluția ei și apoi imediat în anul 90 am cântat împreună la Brașov într-un concert de excepție în care s-au întâlnit multe valori și printre ele s-a numărat și copilul minune Mihaela Ursuleasa. Am cântat împreună, ea a cântat un moment extraordinar, Toccata, nu? Iar eu împreună cu ea am cântat o arie din Menotti, Telefonul de Menotti, și s-a descurcat extraordinar de bine pentru 11 ani avea atunci, era un copil. Ori a acompania un instrument sau o voce este foarte dificil și îți trebuie studii, îți trebuie o mare profunzime în înțelegere. E bine, ea, ca și când toată viața ei, atât de scurtă, 11 ani, parcă tot timpul, parcă s-a născut acompaniind voci sau instrumente, atât de simplu.